Andrei Samoil are 30 de ani și este originar din satul Chirianca Strășeni. Acesta a muncit la Moscova, de unde și-a cumpărat un detector de metale în speranța că într-o zi va găsi o comoară. Acum o săptămână, acesta a depistat în pădurea din preajma satului 8 proiectile din timpul celui de-al doilea război mondial pe care le-a adus acasă cu o motocicletă. Le-am găsit în pădure, după șpierci, când duci pe șpierci, găsești și nu găsești. Eu de fete mă sperie, dar de așa ceva nu. Mama tânărului susține că acesta intenționa să le vândă la fier vechi. Din fericire, rudele și vecinii l-au convins să anunțe poliția. Sperie de el și mama nu te temi, mama, că el în vechi, sunt ruginite. Nu știu ca să găsesc niște aur și să vând și să îmbogățim. E mare bogăție, nu vieți? Și bogății în alța acasă că putem să zbor, deci. Polițiștii au încercuit locuința tânărului și au blocat accesul până la sosirea geniștilor. Atenție, explozie! Deci au fost depistate 6 proiectile de artilerie de 122 de mm și 2 de 37 de mm. Dintr-a doilea război mondial, periculoasă, în stare de luptă. Raza este destul de considerabil, deoarece au fost 8 bucăți. Dacă fiecare are până la 350 din raza din prăștiere, înmulțim la 6 și vedem care avea să fie pagubile materiale care... De la începutul anului, geniștii au nimicit peste 370 de obiecte explozive, majoritatea din timpul celui de-al doilea război mondial.